70 de săptămâni. Sfânta Scriptură sau Biblia conține multe profeții a căror sursă este Dumnezeu și de care s-a preocupat ca să fie consemnate în scris. Ele constituie o istorie scrisă anticipat, înainte ca evenimentele să aibă loc și este mijlocul prin care Dumnezeu descoperă scopul său. Este scris, citez: Iată că cele dintâi lucruri s-au împlinit și vă vestesc altele noi. Vi le spun mai înainte ca să se întâmple. Am încheiat citatul din Isaia, capitolul 42, cu versetul 9. Profetul Daniel consemnează în cartea care îi poartă numele o serie de viziuni și profeții de maximă importanță, dar primește instrucțiuni ca să sigileze cartea până la vremea sfârșitului, când împlinirea ei va fi înțeleasă. Întrucât trăim cu certitudine timpul sfârșitului, ne putem aștepta ca autorul profețiilor din cartea lui Daniel să le descopere înțelesul adevărat. Citez: Tu însă, Daniele, ține ascunse aceste cuvinte și pecetluiește cartea până la vremea sfârșitului. Atunci mulți o vor citi și cunoștința va crește, mulți vor fi curățiți, albiți și lămuriți. Cei răi vor face răul și niciunul dintre cei răi nu va înțelege, dar cei pricepuți vor înțelege. Am încheiat citatul din Daniel, capitolul 12, cu 4 și 10. Din profețiile lui Daniel, o vom studia pe cea consemnată în capitolul 9 cu versetele de la 24 la 27, profeție care prezicea timpul exact al apariției lui Mesia sau Hristosul, cel de mult timp promis, așa după cum arată Geneza, capitolul 49 cu versetul 10. Citez: Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, până va veni Shilo și de el vor asculta popoarele. Am încheiat citatul. Poporul Israel era în robia puternicului Imperiu Babilonian când, pe neașteptate, în anul 539 înainte de Hristos, Babilonul este cucerit de armatele lui Darius și Cirus. În anul 1 al lui Darius, Daniel cercetează cu atenție profeția lui Ieremia, consemnată în Ieremia, capitolul 25, cu versetele 11 și 12, care spune, citez: Toată țara aceasta va fi o paragină, un pustiu și neamurile acestea vor fi supuse împăratului Babilonului timp de 70 de ani. Dar când se vor împlini acești 70 de ani, voi pedepsi pe împăratul Babilonului și pe neamul acela, zice Domnul, pentru nelegiuirile lor. Voi pedepsi țara haldeilor și o voi preface în niște dărâmături veșnice. Am încheiat citatul. Astfel, el vede că trebuiau să treacă 70 de ani peste dărâmăturile pustii ale Ierusalimului, distrus de Nebucadnețar cu 68 de ani înainte, și face o impresionantă rugăciune lui Dumnezeu, consemnată în Daniel capitolul 9, pentru eliberarea poporului Israel din robia babiloniană, din care cităm primele două versete. În anul din tâi al lui Dariu, fiul lui Ahasveroș, din neamul Mezilor, care ajunse împărat peste împărăția haldeilor, în anul din tâi al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărți că trebuiau să treacă 70 de ani peste dărâmăturile Ierusalimului, după numărul anilor despre care vorbise Domnul către prorocul Ieremia. Am încheiat citatul din Daniel, capitolul 9, cu versetul 1 și 2. Speranța eliberării este întărită de apariția pe scenă a lui Cirus, despre care un alt profet, cu peste 200 de ani înainte, adică Isaia, spune că va elibera pe acei prizonieri iudei din robia babiloniană. Citez: Așa vorbește Domnul către unsul său, către Cir, pe care îl ține de mână ca să doboare neamurile înaintea lui și să dezlege brâul împăraților, să-i deschidă porțile ca să nu se mai închidă. Eu voi merge înaintea ta, voi netezi drumurile muntoase, voi sfârma ușile de aramă și voi rupe zăvoarele de fier. Îți voi da visterii ascunse, bogății îngropate, ca să știi că eu sunt Domnul care te chem pe nume Dumnezeul lui Israel. Din dragoste pentru robul meu Iacov și pentru Israel, alesul meu, te-am chemat pe nume, ți-am vorbit cu bunăvoință, înainte ca tu să mă cunoști. Eu am ridicat pe Cir în dreptatea mea și voi netezi toate cărările lui. El îmi va zidi iarăși cetatea și va da drumul prinșilor mei de război, fără preț de răscumpărare și fără daruri, zice Jehova oștirilor. Am încheiat citatul din Isaia, capitolul 45, cu versetele de la 1 la 4 și 13.
Doi ani mai târziu, respectiv în 537 înainte de Hristos, Cirus a ajuns pe tronul Imperiului Medo-Persan și în anul întâi al domniei sale emite decretul pentru reconstrucția templului din Ierusalim, decret care pune capăt de fapt pustirii de 70 de ani a Ierusalimului prin repatrierea a aproximativ 50.000 de evrei și începerea reconstrucției templului. Citez. În cel din tâilea an al lui Cir, împăratul perșilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cir, împăratul perșilor, care a pus să se facă prin viu grai și prin scris vestirea aceasta în toată împărăția lui. Așa vorbește Cir, împăratul perșilor. Domnul Dumnezeul cerurilor mi-a dat toate împărățiile pământului și mi-a poruncit să-i zidesc o casă la Ierusalim în Iuda. Cine dintre voi este din poporul lui? Dumnezeul lui să fie cu el și să se suie la Ierusalim în Iuda și să zidească acolo casa Domnului Dumnezeului Israel. El este adevăratul Dumnezeu care locuiește la Ierusalim. Am încheiat citatul din Ezra, capitolul 1, cu versetele de la 1 la 3. Răspunzând la rugăciunea lui Daniel, Dumnezeu trimite pe puternicul său mesager, îngerul Gavril, care transmite lui Daniel minunata profeție cu privire la promisul Mesia, adevăratul eliberator al omului de sub robia păcatului și a morții. Profeția prezice o perioadă de 70 de săptămâni de ani, în total 490 de ani, perioadă care este împărțită în trei subperioade. Astfel, perioada întâi cuprinde 7 săptămâni, totalizând 49 de ani. Perioada a doua cuprinde 62 de săptămâni, totalizând 434 de ani. Perioada a treia cuprinde o săptămână, totalizând 7 ani. În total, sunt 70 de săptămâni, însumând 490 de ani. Evenimentul care trebuia să marcheze începutul numărării celor 490 de ani este specificat în Daniel, capitolul 9, cu versetul 25. Citez. De aceea să știi și să înțelegi că de la ieșirea unui cuvânt pentru a da răspuns și a zidi Ierusalimul, până la un stăpânitor uns, sunt 7 săptămâni și 62 de săptămâni. Am încheiat citatul din traducerea Thomson după Septuaginta. Astfel, punctul de plecare al calculului îl reprezintă porunca pentru reconstrucția Ierusalimului, care nu făcea obiectul decretului lui Cirus din anul 537 înainte de Hristos. Daria de seamă biblică înregistrează că această poruncă a fost pusă în aplicare pe vremea lui Artaxerze al III-lea, de către paharnicul regelui persan, pe nume Nemia, în anul al 20-lea al lui Artaxerse, conform cu Nemia 2 cu 1 la 6. Citez. În luna Nisan, anul al 20-lea al împăratului Artaxerse, pe când vinul era dinaintea lui, am luat vinul și l-am dat împăratului. Niciodată nu fusesem trist înaintea lui. Împăratul mi-a zis, pentru ce ai fața tristă? Totuși nu ești bolnav. Nu poate fi decât o întristare a inimii. Atunci m-a apucat o mare frică și am răspuns împăratului, trăiască împăratul în veci. Cum să n-am fața tristă când cetatea în care sunt mormintele părinților mei este nimicită și porțile ei sunt arse de foc? Și împăratul mi-a zis, ce ceri? Eu m-am rugat Dumnezeului cerurilor și am dat răspuns împăratului. Dacă găsește cu cale împăratul și dacă robul tău este plăcut, trimite-mă în Iuda la cetatea mormintelor părinților mei ca să o zidesc din nou. Împăratul, lângă care ședea și împărătea sa, mi-a zis atunci, cât va ține călătoria ta și când te vei întoarce? Împăratul a găsit cu cale să mă lase să plec și am hotărât o vreme. Am încheiat citatul. Multe încercări au fost făcute pentru a determina anul exact al începutului profeției, dar ele au dat greș. De ce? Din cauza datelor istorice contradictorii cu privire la începutul domniei lui Artaxerse al III-lea. Istorici contemporani cu Artaxerse, ca grecul Tucidid, arată că Artaxerse a început să domnească în anul 474 înainte de Hristos, anul morții lui Xerxes cel Mare, soțul împărătesei Estera. Arhiepiscopul Asher, în al său tabel cronologic, ia ca bază data oferită de Tucidid
și arată că al 20-lea an al lui Artaxerxes al III-lea cade pe anul 455 înainte de Hristos.